Aeroportul Otopeni înregistrează în această perioadă de pandemie de coronavirus între 20 și 30 de curse pe zi, iar o bună parte dintre acestea fiind curse cargo, dar și cele regulate de repatriere sau charter care duc lucrătorii români către vestul Europei. În această perioadă sunt între 20 și 30 de decolări în fiecare zi. Sunt și curse regulate, chiar dacă sunt foarte puține, în general, către nordul Europei, dar și către Qatar sau, de ce nu, către Grecia, către Atena. Mai sunt, de asemenea, curse de repatriere și curse charter care duc lucrători către vestul Europei. Acestea sunt destul de puține, totuși una, două pe zi. Și, bineînțeles, o bună parte din trafic este format din cursele cargo, atât cele obișnuite care fac călătorie, mă refer la firmele de profil, cât și transporturi de echipamente și materiale medicale care vin cu avioane ușor exotice pentru aeroportul Henri Coandă, pentru că vedem atât avioane de mari dimensiuni de producție sovietică din anii 80-90 și spre 90, cât și avioane mari de tip, de exemplu, Boeing 777 sau Boeing 787, avioane mai recente, toate acestea aducând mari cantități de materiale medicale. Oficialul a subliniat că lucrările de infrastructură la aeroport se derulează în continuare și vizează atât reparația platformelor de îmbarcare-debarcare a aeronavelor, cât și reparația sau modernizarea căilor derurale. De asemenea, lucrările sunt în continuare în derulare, mă refer la lucrări de infrastructură, pentru că se lucrează atât la reparația platformelor de îmbarcare-debarcare a aeronavelor, cât și la reparația sau modernizarea căilor de rulare, atât racordul între calea de rulare Golf și pista 1, cât și întreaga cale de rulare Delta, care este poate cea mai importantă cale de rulare a aeroportului, preluând o foarte mare parte a traficului de pe pista 1. Ei bine, această cale de rulare în momentul de față este într-un proces de modernizare destul de avansată. De asemenea, se lucrează la extinderea platformei de îmbarcare-debarcare către nord și, bineînțeles, se lucrează pe interior la reparații în cea mai mare parte. Sunt toate aceste lucrări urmărite și coordonate de către colegii mei din direcțiile de profil. În ceea ce privește activitatea personalului aeroportului, aproximativ o treime lucrează și de acasă, cu schimbul, dar cea mai mare parte merge la lucru, având în vedere că aeroportul trebuie menținut deschis. Este obiectiv strategic și este important acest trafic, prin faptul că se aduc materiale și echipamente medicale.